Din păcate, nu avem o educație sexuală la acest nivel. Există, într-adevăr, în mass media multe despre sex, despre pornografie, dar despre educația sexuală nu ne ocupăm, ca și cum ar fi ceva lăsat acolo, pus bine, și să-l lăsăm așa, este cel mai bine, să nu ne atingem de el. Dar el este, de fapt, principalul vinovat al problemelor cuplului, al problemelor femeilor, al problemelor noastre, în primul rând. Și tocmai în acest sens, urmărind statisticile, s-a constatat că există o creștere foarte mare a acestei uscăciuni vaginale care apare la femei. Din păcate însă foarte multe dinspre femei nu realizează acest lucru și nu merg să-l discute cu un medic, cu un specialist care l-ar putea ajuta în domeniul respectiv. Știți ce zic majoritatea femeilor? Lasă că trece de la sine. Exact. Sau folosim un tratament pe care l-a folosit și vecina, care este un foarte bun specialist. Dacă am curaj să-i spun vecinii, dacă nu, apelez la Dr. Google. Exact. Unde sunt foarte multe variante și nu întotdeauna cele mai bune sau nu întotdeauna ceea ce ne trebuie. Doamna doctor, cui trebuie să se adreseze o femeie care întâmpină această problemă? Medicului de familie sau medicului ginecolog? Ideal, din punct de vedere medical, ar trebui să se adreseze medicului ginecolog, dar până la medicul ginecolog îl avem mai aproape pe medicul de familie, unde oricum va trebui să ajungă înainte de a ajunge la medicul ginecolog pentru a cere o recomandare medicală. Este bine să se sfătuiască și cu medicul de familie sau în primul rând cu medicul de familie, să vorbească despre această problemă, care este o problemă medicală, deci nu ar trebui să ne fie jenă să discutăm exact așa cum venim și spunem pe mine mă doare în gât sau pe mine mă doare capul sau am putea să venim să discutăm această problemă cu medicul nostru de familie, cu medicul de familie al copiilor noștri și atunci sigur vom primi sfaturi bune. Cremele existente pe piață la ora actuală ameliorează sau tratează acest neajuns? Sunt mai multe categorii de creme. Există creme care conțin hormon, deci creme hormonale, cum le denumim noi în medicină, și sunt creme care nu conțin hormoni, creme non-hormonale din diverse produse naturale, cum le spunem noi. Din păcate, nu toate aceste produse naturale sunt ceea ce avem nevoie. Unele pot da chiar reacții adverse. Iar despre cremele hormonale trebuie să avem foarte mare grijă, deoarece există contraindicații în utilizarea lor, contraindicații medicale, bineînțeles. Există, tocmai spuneați dumneavoastră, că există creme non-hormonale și creme pe bază de hormoni. Dar noi ce să alegem? Ce ne spune medicul? Sau ne ducem noi și discutăm așa frumos, discret cu doamna farmacistă? Nu, ce ne spune medicul. Deci, în primul rând, trebuie să respectăm o recomandare medicală în urma unui consult medical cu medicul de familie sau cu medicul ginecolog. Ideal ar fi cu medicul ginecolog, care ne va recomanda în funcție de cauza apariției acestei uscăciuni vaginale ce fel de cremă să folosim. Ideal să fie o cremă, să nu fie un gel. Există o diferență între cele două forme farmaceutice. În ce constă diferența? Gelul cum este formulată? Se absoarbe, din punct de vedere a compoziției, gelul se absoarbe foarte repede și nu hidratează suficient mucoasa vaginală, pe când crema este mult mai emolientă și de asemenea hidratează foarte bine mucoasa vaginală, exact ce avem noi nevoie. O hidratare cât mai bună a mucoasei vaginale, care permite desfășurarea unei activități normale din punct de vedere și sexual și al disconfortului pe care îl creează această uscăciune vaginală.